De ce e ursul morocănos? Se spune că în vremea de demult, un urs mare și puternic furase vara și o ținea bine ascunsă în vizuina sa pentru a se încălzi numai el. Animalele pădurii aflară și puseră la cale un plan. Pe când ursul avea să meargă la vânătoare cu barca, șoarecele se va ascunde în barcă și îi va roade vâslele, în timp ce restul animalelor vor pătrunde în bârlogul său și vor elibera vara. Zis și făcut, ursul merse la vânătoare de cealaltă parte a lacului, iar când să se întoarcă, numai ce se trezi cu vâslele roase. Se duse înapoi în pădure să-și făurească altele și apoi o porni agale spre barcă. Dar între timp, animalele scotociră peste tot în bârlogul său și găsiră într-un sac vara, care era prizonieră. Am venit să te salvăm, spuseră animalele. Vai, ce bine! Am crezut că nu mai scap de aici. Vă voi răsplăti pe toate. Voi ajuta natura să vă dea hrană, spuse vara și fugi în lume. Pe măsură ce se apropia de casă, vremea era mai frumoasă. Aerul se încălzea, pădurea era înverzită, păsările ciripeau în copaci, puii de animale se jucau pe afară, iarba crescuse, zmeura rotise, izvorul susura, iar ursul realiză că fusese furat. Mor, 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 m-am supărat, mi-ați furat vara, spuse ursul cu ciudă. Acum peste tot era cald și soare, în timp ce în peștera sa era un frig nemaipomenit. De atunci ursul a rămas foarte ursus și morocănos și nici că mai dorește să dea ochii cu celelalte animale.